pune mâna pe chitară. Guitar Meeting, întâlnirea chitariștilor aici în Cluj-Napoca, într-un cadru superb. Atât pe scenă cât și în public vor fi artiști. 300 de chitări vor suna la unison pe acordurile celor mai cunoscute hituri. Merită așa ceva. Pune mâna pe chitară. Lasă telefonul. Da. Lasă-mă telefonul, pune mâna pe chitară. De când te sună, nu vă speriați, măi dragă. 2, 3, 4, 5. Mult mai tare, că acum șoptez. Acum șoptez, să vorbesc tare. Uite cum se întâlnesc profesorii, ci că unde se întâlnesc profesorii în pauza mare? La second hand, nu. Gabi, profesoră de? Psihologie. Psihologie. Ajută și chitara în psihologie. Muzica ajută în psihologie. Absolut, da. Absolut, că da. Profesor pe scenă, profesor și în public. Că au repetat câte luni aceste melodii? Vreo 8 luni s-au repetat. Un an. Și acum să vedem în sfârșit rezultatul aici pe scena de la Cluj-Napoca. Bine ați venit în Cluj-Napoca la Guitar Meeting, prima ediție. După 8 ani de zile, după Sibiu, după Timișoara, a venit și rândul orașului Cluj-Napoca. Ați venit mai greu, ați venit cu metrou, așa-i? Chiar aici, lângă lac, este o stație. O întâlnire extraordinară. O întâlnire minunată. Știți cum e de data asta? Nu se știe unde e scena. Acolo, la voi, unde sunteți atâția cu chitările și vă aplaud și vă felicit pentru perseverență. Văd că sunteți de peste tot făgăraș, rup chitară. Aplauze, Sibiu-i cu noi, felicitări! Nu văd până în spate că-s bătrân. Tășnadu, hai Tășnadu, am fost astă vară, un ștran minunat, am intrat în el, am ieșit în toamnă, felicitări. Deva, când vii, Badie de la Deva, bravo. Târgi Mirghi, Târgu Lăpuș, am crezut că Târgu Mureș, aplauze. Bucovina, o trupă înființată în 2000, bunicii noștri credeau că în 2000 se termină lumea, aiurea. Noi, nepoții lor, știm că din 2000 nu mai începe. E bine aici la Cluj-Napoca? Mâine aș pleca. Prieteni, suntem ieșiți un pic afară de la o nuntă, unde cantautorul, poetul, artistul de primă linie a folcului românesc, Emeric Imre, încă n-a intrat. De fapt, e întâlnirea chitariștilor, Guitar Meeting la Cluj-Napoca, unde urmează ca tu să-ți cânti unul dintre hituri. Da, chiar mă bucur că s-a reușit să se întâmple lucrul ăsta și la Cluj, pentru că la Sibiu au fost 500 de copii, s-a ținut și la Timișoara și neapărat a meritat și Cluj să proiectul ăsta să vină. Mai la urmă, ca în Ardeal. Tu vii acum de la Ploiești, ai zis. Da, seara m-au recitat la Festivalul Castanelor. Și în Ploiești să fac castane, nu numai în Baia Mare. Doar sălbatici, acolo. Acolo doar castane. La Wild Fest. Da, acolo e Alea Castanilor și atunci e Festivalul Castanilor. Nilor. Castanilor. Arborele. Da, copac. Și la Baia Mare e Festivalul Castanelor. Că de mâncat. Și, nu, la nunți nu merg pentru că nu-i locul meu. Ați auzit? Nici eu nu merg de staroste la nunți, nici Imi nu merg. Nu-i locul nostru. Deci nu pot să merg să cânt eu compozițiile mele la nuntă, unde lumea vine și vrea să se distreze altfel. Pe cine am salutat aici? Da. Pe cine? Salutat. Legenda basketului clujan. Salut, cu dragi. Paul cu juniorul. Cu juniorul. Da. Cu juniorul. Juniorul meu e acolo, da. Nu vrea să fiecare cânt. Junior cu chitara, numai amis cu, da. Cu sabia. Cluj-ul Rules! Invităm și oamenii de pe margine. Noi le zicem la Cluj, publicul, să cânte și publicul! Tu aici, Dirty Shorts este aici, aplauze, membru fondator Dirty Shorts este aici, Cristi Bălănean,
A zis că mi-aduce o bere, de aia fac reclamă. Alături de colegul de televiziune și alte suferințe, Cristi Bălăneam de la trupa cu același nume, Dirty Shirt. Da, Cristi Bălăneam. Da. Corul Madrigal în versiune rock, ceea ce faceți voi. Da, aproape. Aproape. Cum stați cu turneele, cu activitatea concertistică, cu albumele, când intri în studio, cu ce ne mai uimești? Băi, dar n-am cu ce să vă uimesc. Adică am avut activitatea anul ăsta grav, la greu. Da. O să mai avem multe, zic. O să avem și prin străinătate, o să avem și pe aici. Unde în străinătate? Băi, o să avem în Franța, Belgia, Germania, o să avem un mic turneu în Anglia. Felicitări, da, bravo! Bravo, bravo, uite bravo. Cum te aplaudă lumea. Da, uite că-i văd, i-am venit să-i văd speranțele. Excelent, speranțele muzicii rock-ului românesc. Tu cum ai început să cânt? Direct cu chitara sau? Da, direct cu chitara, până la vreo 13 ani, tot așa, mă băgam sub plapumă și îmi lipeam corzile cu scotch ca să nu deranjez pe maică-mea când dormea, știi? Și ea nu și-a dat seama că de fapt eu vreau să fac, e o pasiune a mea și vreau să continui, știi? Noi citeam și sub plapumă cu lanterna, tu erai cu corzile, tu ești un fel de Rocco Siffredi al rock-ului românia. Rocco, rock, Rocco Siffredi, stăteai cu coardele sub, mă duc să prezint semnalem. Să vedem acum cine are noroc să invităm organizatorii să vină aici cu urna în care sunt depuse biletele dumneavoastră, biletele voastre. Să vedem cine extrage bilete multe. Cam urât scrie Laurențiu. Laurențiu, predatul. Băi, Laurențiu, mă, de când ați ști la chitară, un pic să mai exersăm la gramatică, la ortografie. Bravo, te pup, felicitări! Ce o să faci cu chitara pe care ai câștigat-o azi? O să repet la ea cât de mult pot. Tu de unde ești deloc? Sibiu. Sibiu, aplauze! Cu ajutorul lui Moldo o să cântăm Let It Be și Hey Jude. Mă rog, am pronunțat engleza cu accent rusesc, dar așa-s vremurile. Cu domnul Ștefan Boldijar la Pune mâna pe chitară, un concert nou. E nou pentru Cluj, pentru că, de fapt, cum am și zis, acest proiect al băieților de la Sibiu, de la sunt Sibien și... Apare în lucrurile bune respectul. Vin de la Sibiu. Se pare că da. Câteva. Așa. De acolo a început la Sibiu și văd că deja am ajuns la Timișoara, uite, și în Cluj și sper să fie cât mai departe. Atâția tineri cu chitara în mână și care știu acordurile, repertoriul de-al nostru, internațional. De toate și chiar piese care nu se prea difuzează pe posturile noastre de radio. Nu din păcate. Da. Din păcate. Așa e. Păi și uite că suntem și aici și sper, cum am zis și la microfon, că oare pe mine o să mă chine când o să fie la Paris. Să vedem, sunt curios. Românii sunt peste tot. Nu, băieții, dacă vor fi cu acest proiect în Paris, are, o să mă chem și pe mine, o să că până acum am fost la toate. La toate a fost. Sibiu, Timișoara, Cluj, Napoca. Da, exact. Și ați avut și concerte. Am avut. Uite că sunt concerte. Vine lumea. Vine, vine. După ce perioada asta de stat în casă a venit lumea și... Da, vine. Eu mă bucur că noi trebuie să ducem lumina rock-ului mai departe, cum zise Iuliu vreodată. Așa zicea Iuliu. Aducem lumina la țară și în sate și lumina rock-ului peste tot. Ați fost foarte apropiat de Iuliu. Da, așa. De-aia am și cântat atâta timp, adică de-aia am făcut trupa, pentru că amândoi eram în trupă înainte, da? Când am hotărât că el se întoarce din București și eu să mă apuc de o carieră în altă trupă, a fost foarte bine și uite că am mers. Din prima, cum să zice. Din prima, chiar că din prima. În câteva zile s-a pus trupa pe picioare și anul viitor deja am avut un disc. E o chestie, nu? Pe vremurile alea, când era un singur studio în toată țara și singură televiziune și singur radio, să scoți un disc în câteva luni și să și cânți între timp 6 luni la mare. Acolo se făcea mâna, sezon, acolo se repeta, acolo se lega trupa. Sezon sindicalist, din mai până în octombrie. Și de ninja era primul. Cum era vorba, plecați în șlap și veneați când ninja în șlap. Da, exact, așa e. Tot ok? Da. În continuare dăm cuvântul muzicii, nu-i așa? Iar la final știți voi, chitările sus! Yeah! Seară plăcută tuturor! Clujul Rocks! Cam așa a fost.
puneți mâna pe chitară. Dar după ce vedeți acest vlog, puneți mâna și pe tastatură și dați share, like, după aia treceți pe YouTube, pe TikTok, știți voi. Că și după festivalul de carte v-am spus același lucru și după festivalul ăsta de rock, întâlnirea asta de rock, vă spun același lucru. Dacă îmbinăm utilul cu plăcutul, iese bine. Vă spun.